Evident, și astăzi vom vorbi despre nimic, alături de un invitat. Invitatul meu este Radu. Și de una zi văzusem o postare de-a lui Radu, care ne spune că și el este un om, uitat aici postarea, și încă ce om, super om. Drept urmare, în direct, în reluare și de câte ori vreți voi, pe YouTube, îl putem vedea pe Radu din bucătărie, din Moscova. Hei, Radu! N-a servit stoc! N-am mai zis de mult cuvântul ăsta, că n-am cu cine să vorbesc aici în felul ăsta. Îmi lipsea. Siastu, servstu, ce faceți? Cum sunteți? Mâncăm, Radu, mâncăm. N-am mai fost de un an jumate acasă, chiar tocmai ne luasem bilete să mergem acasă și uite că ni le-au anulat. Da, mă rog, hai să nu intrăm în politică astăzi, mai bine vorbim despre lucruri bune decât despre prostii. Dacă e să discutăm despre lucruri bune, uite că mi-ai ridicat așa un pic mingea la fileu, am și o curiozitate și vreau neapărat să îmi satisfac această curiozitate. Probabil cunoști expresia cu eat yourself happy și pe mine mă interesează dacă e posibil să facem treaba asta și dacă există o legătură între starea noastră de spirit, respectiv mâncare, și dacă sunt alimente care cresc nivelul de serotonină din organism. Da, o întrebare bună, mai ales acum în perioada asta de pandemie, știi, stând acasă și văzând și am destui oameni cu care lucrez din pricina pandemiei astea, care pur și simplu încearcă să creeze happiness în momentul în care mănânc. Mă rog, închizi oamenii în casă și nu-i mai lasă să meargă afară, nu-i mai lasă să socializezi, de ce o să faci? Stai lângă frigider, socializezi cu frigiderul. Și asta nu face întotdeauna bine. Da, se poate, poți să te mănânci happy pe tine, pentru că mâncarea pe care o mănânci are legătură cu nivelul de serotonină. Serotonina asta e o chimicală, un hormon care face practic legături în tot corpul și cu cât e mai multă, cu atâta ești mai happy. Cu cât este mai puțină, da? Cu atâta devii mai unhappy, mai depresie. Vorbim aici despre stări din astea de anxietate, vorbim de atacurile alea de panică. Am auzit în ultima vreme mai mulți oameni decât niciodată, vai, am avut atac de panică. Da, exact cum zicea și postarea aia pe care ai citit-o tu, și eu sunt om, și eu mă mai enervez, și eu mă sare țandăra că mă trag din oșenime și acolo sângele fierbe la 100 de grade de fiecare dată. Dar 70 mai mult, nu că la nivelul la, cum îi zice, cum e politică corect, circă sau pălincă în zona asta. Pălincă. Dar da, are de-a face cu... are de-a face cu ceea ce mâncăm și cu ceea ce bem. De exemplu, niște, că ziceai dacă putem să ne mâncăm happy, eat yourself happy. Da, sunt anumite mâncăruri care pot să ridice nivelul de serotonină. Serotonina se găsește în intestine, în creier. Da? Și atunci, ca să o activezi, ție îți trebuie să mănânci, ca practic să apeși butonul roșu să îi dai drumul. Și atunci, printre mâncărurile astea care ar trebui să le mănânci ca să fii happy, putem să amintim somonul, care, da, este un pic mai scump. Și aici o să facă diferența fiecare, știi? Somonul probabil o să fie un pic mai scump decât un alt pește, decât un păstră, probabil. Nu mai știu că, așa cum am zis, n-am mai fost de mult acasă. Dar investiția pe care o faci, practic banii pe care îi pui în tine, și cu cât ești mai sănătos, cu atâta stai deoparte, vedeți și voi cum e cu COVID-ul ăsta. Ziceau că acum în Rusia este tulpina din India, care practic e mult mai... Dar ziceau că, virgulă, cu cât sistemul imunitar este mai pregătit, cu atâta reacționezi mai bine la virusul ăsta. Acum, sistemul imunitar 80% îl găsim ghici unde? În intestin. Da. Exact. Și atunci dacă mediul ăsta este propice pentru sistemul tău imunitar, da. Dar dacă mănânci tot felul de, și o să amintesc, acum vine vara, toată lumea se duce la mici, la bere, la sucuri carbogazoase, astea
micșorează nivelul de serotonină și atunci ce se întâmplă? Devii anxios, nu mai e starea aia de happy și atunci te duci dintr-o extremă în alta. Și atunci, eu zic, ca și simplu om, da? Vrei să fii happy sau vrei să fii supărat și vrei să fii nervos tot timpul și vrei să ai tot timpul așa, știi, de, parcă era o vorbă, ți-o pătat pe țaua în baie. Din cauza asta și somnul este afectat, da? Nu mai dormi bine. Dacă nu dormi bine, ești neodihnit, te trezești dimineață, ziceai de partiul de seară. Da. Nivelul de serotonină scade. Felul în care mâncăm și digestia este direct afectată de ceea ce mâncăm. Printre altele, semințe, nuci, astea sunt grăsimi care ar trebui oricum să le mâncăm. Creierul are nevoie de grăsimi. 80% apă, după aia grăsime și 1-2 neuroni, eu vreo 2 cred că în rest, nu știu, restul se cam zbat acolo. Soia, lactatele, dar aici cu lactatele, povestea e lungă, pentru că caseina, care este proteina laptelui, noi nu avem enzime necesare ca să o digerăm și atunci devine mult mai greu. De aia toate noile astea alergii ale ultimului deceniu, la lactoză, la gluten, glutenul până la urmă este o proteină din cereale. Lumea zice, da, nu mai mănânc gluten. Tu zici, nu mai mănânc gluten? Ai intoleranță la gluten? Nu. Și atunci, care e problema? Pentru că este tot o proteină și te poate ajuta în procesul tău de... ananasul, iarăși. Știu că e un pic mai scump, dar din când în când se mai pot și le alternez, pentru că dacă alternezi și dacă ai un stil de viață sănătos, n-are cum să nu fie. Dar pe de altă parte, mai sunt chestii super simple și mergând la latura de antrenament personal, super simple care pot să te facă să îți ridici nivelul ăsta de serotonină. Un pic de activitate fizică. Da, știu că ești închis în casă, dar poți să faci 2 genoflexiuni, poți să faci o flotare, poți să faci o grămadă de chestii cu masa corpului. Poți să-ți comanzi online niște benzi elastice și din nou se pot face antrenamente de rezistență. De ce? Pentru că cu cât faci mai mult, cu atât nivelul de serotonină. Deci sunt chestii simple pe care le poți face ca să poți să fii happy. Să fiu foarte, foarte sincer, am văzut în ultima vreme o grămadă de oameni care... Hai să dăm vina pe pandemie, hai să dăm vina pe șeful, hai să dăm vina că lucrăm acasă. Bun, dar tu ce ai făcut? Tu ca și individ ai făcut ceva ca să ieși din starea asta? Nu. Ai făcut un pic de meditație? Probabil că nu. Ai făcut 2 genuflexiuni și o flotare acasă? Probabil că nu. Ți-ai luat somon în loc să-ți iei un burger și niște cartofi prăjiți? Probabil că nu, că aia sunt mai gustos și mai bun. Deci sunt micile chestii care pot să facă diferența din punctul ăsta de vedere. Și da, poți, ca să-ți răspund la întrebare, poți să eat yourself happy. Ce bine! Așa că data viitoare când o să mă simt așa cu moralul sub fundul broaștei, mă duc și îmi iau somonul pentru a mă simți mai bine, fac 3 genoflexiuni. Exact. Și dorm bine, că asta este important. Uite, ai menționat un pic despre intoleranțe. Acum, eu având o boală autoimună, am învățat cât de mult influențează alimentația, să zic, starea de sănătate. Aș fi interesată dacă poți să declanșezi sau eventual poți să duci în remisie anumite boli autoimune doar prin alimentație. Boala autoimună, asta e deja când corpul începe să se lupte împotriva sa. Deci el nu recunoaște anumite elemente care vin din afară, da? Și asta vorbim de alergii, nu le recunoaște și atunci le percepe ca și inamici. Da? Și atunci sistemul imunitar dă drumul la celulele T, astea sunt cele care sunt responsabile cu fight or flight, zice. Dar eu, din punctul meu de vedere, dacă este deja o boală autoimună, nu am citit literatură de specialitate ca să o... Deci nu poți să eradici chestia asta, pentru că deja este, se întâmplă, dar poți să
stopez puțin efectele negative ale ei. Și atunci, aici mergem din nou tot la același lucru. Mănânci sănătos. Faci exercițiu fizic. Da? Fructe, legume, cereale integrale. Ce să zic? Carnea de pui. Dar așa aici, iarăși, subiectul e larg. Din punct de vedere boli autoimune, ar cam trebui să reduci consumul de carne roșie, pentru că ea se digeră mult mai greu. Ai nevoie de mult mai mult acid să metabolizezi o halcă de carne de vită, să zic, sau de porc. Da, este bună și se poate mânca, are proprietăți, dar nu o să o mănânc la 9 seara la restaurant, da? Pentru că în timpul nopții o să-mi fie greu să dorm. O să mănânc în prima parte a zilei, dacă chiar vreau să o fac. Dar în momentul în care ai o boală autoimună, ar trebui să stai deoparte de tot ce înseamnă carbogazoasă, tot ce înseamnă dulciuri, tot ce înseamnă... O să vreau să revin un pic și la dulciurile astea, pentru că ieri vorbeam cu cineva și zicea, problema mea sunt dulciurile. Da? Te rog să-mi amintești dacă... Da, sigur, uite, că mai au și problema mea sunt tot dulciurile. Da, și noi am vorbit asta. Dar poți să oprești efectele negative. Unele boli autoimune vin cu dureri. Și atunci poți să oprești puțin prin alimentația și prin nutriția pe care o oferi. Din nou, cum am zis, sistemul imunitar zace aici 80%. Dacă tu menții un ambient sănătos, da? Imaginează-ți că acolo e întuneric, da? E pitch black, este cald și este umed. Acum imaginează niște resturi de mâncare în gunoiul tău cu capacul pus la soare. Gândește ce se întâmplă acolo. Că dacă rămâne, cu cât rămâne mai mult, de aia noi am vorbit de detoxifiere. Multă lume nu o consideră un pas înspre a fi mai bine, dar eu zic că o curățenie, e ca și cum te muți într-un apartament nou, da? Sau într-o casă nouă. Nu te duci și hop-top locuiește, duce, îți aranjezi, îți cureți, îți mături, îți speli și după aia locuiești. Exact la fel și cu sistemul tău digestiv. Și atunci eu cred că în momentul în care faci schimbări din punct de vedere nutrițional și din punct de vedere al activității fizice, poți să încetinești un pic avansarea bolilor ăstora. Da? Trebuie avut grijă, pentru că depinde ce intoleranțe sunt, da? Mă uitam la niște documentare și sunt oameni care pur și simplu pot să aibă un șoc anafilactic dacă mănâncă ceva. Asta este o alegere la o vârstă chiar foarte fragedă. Da? Și atunci musai de avut în vedere ce mâncăm, cum mâncăm, cât dormim, câtă apă bem, da? Lăsăm deoparte tot ce înseamnă alte băuturi, chiar dacă scrie 100% natural pe ele. Pentru că vorbim și de zahăr aici. Da? Deci, da, putem să încetinim procesul, dar nu, din punctul meu de vedere, nu cred că, și este pur și simplu opinia mea, nu cred că pot să reversez o boală autoimună. Înțeleg. Dar alimentația este oricum foarte importantă din punctul acesta de vedere. În ultima perioadă am auzit, de fapt, bine, cunosc superfood-urile de mai multă vreme, dar în ultima perioadă am devenit din ce în ce mai atentă la treaba aceasta. Să discutăm un pic despre superfoods și ce înseamnă ele, unde le găsim și eventual cum putem să le introducem în alimentația noastră. Da, superfoods este practic un termen de marketing a ceea ce... Până la urmă, din punctul meu de vedere, în concepția mea și din opinia mea, din nou, astea sunt pur și simplu ideile pe care funcționez și pe care le predau mai departe celor cu care lucrez, sunt că dacă mănânci bine, ești sănătos. Da? Acum, dacă vă uitați la campionatul, dacă te-ai uitat la campionatul european, Dita mai fotbalistul a făcut un atac de cord în timpul meciului. Deci asta nu înseamnă că corpul este o mașinărie care face ce vrea când vrea. Da? Dar cu cât îl ajuți mai mult, eu zic că ai mai puține șanse să te îmbolnăvești, să fii
obezitate în ziua de azi și așa mai departe. Dar mergând înapoi la superfoods, vorbim aici de tot ce este verde închis. De ce? Pentru că ai clorofilă. Din punct de vedere chimic, clorofila se asemuiește cu hemoglobina din sânge. Hemoglobina este proteina care cară oxigenul prin tot corpul. Dacă corpul poate recunoaște, aduci mai mult oxigen, cu cât mai mult oxigen, cu atât mai puțin aciditate. Și aici vorbim de pH, da? De balanța dintre acid și alcalin. Dacă mai ții minte, din clasa 7-a, era într-o parte de la 0 la 14, merge scara asta, 7 fiind neutru, da? Apa de băut, mă rog, acum depinde dacă e de la robinet sau dacă... O să povestim și un pic și de plastic, că și plasticul ăsta are o grămadă de incidențe, dar noi suntem undeva 7,36-7,45 pe scara asta, da? Și întrebând mai o secundă, scuză-mă, pentru că foarte mulți, datorită reclamei, nici nu știu la ce era, au impresia că pH-ul normal este de 5,5. Nu, nu este de 5,5, este de 7. 7 și un pic pentru organism. Asta este lecția de chimie din clasa 7-a pe care toată lumea ar trebui să o știe. Da, era un șampon, cred că, care venea cu pH-ul de 5,5. Da, mă rog, știi cum e? Și lumea este destul de credulă. Dacă eu îți spun că peștele zboară sau porcul are aripi deja și bun de mâncat, și dacă o pun frumos așa într-o reclamă, probabil că lumea încă mai, unii dintre noi încă mai cred. Dar așa cum ziceam și în postarea mea, dacă crezi în hocus pocus, asta nu e pentru tine. Fă ce vrei, dar... într-un final nu te plânge că îți este rău. Avocado, vreau să vorbesc și despre el, pentru că nu sunt mulți cei care vorbim de superfoods. Nu sunt mulți cărora le place. Nici mie personal nu-mi place dacă e foarte copt. Dar aleg să-l iau mai verde, las un pic să stea, dar când e tare așa de-ți spargi capul cu el. Are o grămadă de grăsimi bune. Și grăsimile astea, din punct de vedere nutrițional, dau senzație de sațietate. Da? Dacă nu mănânci, poți să mănânci, știi, oamenii aia care, da, eu am trecut pe salată și nu mai mănânc numai salată. Bun, hai să mergem toți să paștem pe malul someșului, iarbă verde. Ce se întâmplă? Nu suntem nici rumegătoare, suntem omnivori. Da? Și atunci, în salata asta ar mai trebui să pui ori un pic de avocado, ori niște măsline, orice altceva ca să dea senzația de sațietate. Nuci, semințe și așa mai departe, care sunt grăsimi bune. În momentul în care nu sunt, ca și cum n-ai pus capac la ceea ce făceai, știi? Și atunci, în 10-15 minute, adu-ți aminte că dacă ai mâncat vreodată un măr când ți-a fost foame, în 10-15 minute simți că îți trebuie ceva iarăși. Dacă gapul dintre mese este prea mare, nu o să ajungă, pentru că organismul o să ia zahărul care e prezent, fructoza în mărul ăla, o să-l consume, pentru că asta e benzină care se poate utiliza rapid în sânge și tu o poți folosi ca și energie. Și după aia zice, opa, mai dăm ceva că nu am nimic. Dar dacă pui mărul ăla, că mă întreabă lumea, păi ce să iau ca și gustare? Multă lume folosește biscuiții Oreo ca și gustare, de dau un exemplu, sau orice alt fel de napolitane. Ia un măr, ia o banană, ia o pară, ia o prună, ia niște căpșuni, că sunt acum căpșuni, ia niște cireșe, că sunt de sezon, și mănâncă-le cu niște nuci cașu, cu niște nuci românești, că mai are grădina destui nuci în România. Niște semințe de floarea soarelui deja decojite, dar nu luăm așa cu, știi, cu dita mai bun. Cam cât îți încape aici în pumnul ăsta. Și dacă te străduiesc să le mănânci bine, da? Astea dau senzație de sațietate. Avocado ăsta, cum ziceam, are o grămadă de proprietăți, pe lângă care are grăsimi bune, are și niște proteine, are și carbohidrați, deci este un fruct complex. Da? Brânza dulce, știi, aia mică, cum îi zic, coffee cheese, ca să are o grămadă, din nou este considerată ca și superfood. Polenul de albine, poți să-l presar peste fructele de mare, dar aici cu fructele de mare
Sunt diferite, mă rog, cărți de specialitate. La fructele de mare, ca să dau un exemplu în balanță cu ăsta, trebuie avut grijă pentru că ele sunt acide. Da? Deci pentru cineva care are, și cunosc pe cineva care are gută, da? Unde acidul uric este foarte prezent în corpul lui, nu sunt indicate fructele de mare. Da? Dar literatura de specialitate le așează ca și super. Pe lângă astea, fructele de pădure, mai ales acum că o să iasă, mergeți la cules, mergeți și cumpărați de la țărani. Am auzit că în țară, nu o să zic unde, că n-are niciun sens să dezvăluim sursele, se aruncă castraveții. Se aruncă castraveții și noi cumpărăm castraveți de nu știu unde. Mergeți, oameni buni, și cumpărați din piață, cât mai verde, cât mai pe de o parte ajutăm țăranul ăla să-și poată produce și să poată să supraviețuiască, ajutăm economia noastră să supraviețuiască și în același timp știi, mănânci o mâncare care vine, probabil că nu-i stropit atâta cât vine stropit de nu știu unde sau stat în depozite nu știu câte săptămâni și acolo iarăși stropite cu tot felul de alte chestii. Dar da, sunt, așa cum am zis, sunt, din punct de vedere marketing, ele sunt marketingizate în felul ăsta, dar eu le recomand oricum ca și o alimentație echilibrată la orice. Și acum, aici când vorbim de alimentație echilibrată, trebuie să fii atent la intoleranțele fiecăruia, trebuie să fii atent la gusturile fiecăruia, pentru că fiecare, mă rog, dacă eu zic mănâncă spanac, probabil ție nu-ți place spanac, dar o să-l înlocuim cu altceva, cu orice e verde și are o frunză, ca și exemplu. Deci da, sunt bune, dar nu e neapărat că mâncăm superfoods și ne cresc aripi și... și o să avem o imunitate de fier. Da. Menționai că suntem omnivori și în ultima perioadă cunosc din ce în ce mai multă lume și era chiar un trend la un moment dat care mergea în direcția de nici măcar vegetarianism, ci veganism. E periculos veganismul sau, nu știu, cum ar trebui să privim treaba aceasta? E simplu, da, sunt și nu... Chiar dacă noi nu știm, sunt oameni care trec pe diferite motive. Ori că te-ai îmbolnăvit, și de obicei când vorbim de boli serioase ca și cancerul, de exemplu. Cu cancerul nu te joci, pentru că un mediu acid, deci cu cât mănânci mai multă carne, zaharuri simple și așa mai departe, creezi mediu propice pentru a dezvolta celulele astea cancerigene. Toți le avem, dar depinde dacă tu le activezi sau nu, da? În cele mai multe cazuri. Da? Și asta înseamnă alimentație nesănătoasă, nesomn, nefăcut de nimic exercițiu fizic, știi? Și atunci se creează mediul propice pentru chestia asta. Dar veganismul. Veganismul înseamnă să nu mănânci nimic ce provine de la animal, chiar nici mierea de albine, pentru că vine de la o albină. Da? Și atunci, tot ceea ce îți faci vine din pământ, probabil. Da? Că de altundeva n-are de unde să vină, că dacă zboară deja nu mai e bun, sau dacă noapte. Da? Nu este greșit, nu este absolut nimic. Sunt bodybuilders care merg pe veganism și au niște corpuri uimitoare. Singura problemă este, nici n-aș putea spune că este o problemă, va trebui să asigur tot timpul ceva de mâncare organismului. Pentru că dacă mănânci o bucată de carne, să zic, da? Te saturi puțin mai repede decât dacă mănânci doar o salată. Și atunci intervine, gândește-te că acum 2000 de ani probabil, da? Nu aveam frigidere, nu aveam mașini, nu aveam supermarketuri, nu aveam nimic. Ce mâncam? Mâncam semințe, mâncam frunze, mâncam de prin copaci, mâncam de pe unde apucam, da? Și în momentul în care erai destul de iscusit,
mai prindeai câte un animal, dar probabil că dacă era mai mare animalul ăsta, dura săptămâni întregi o vânătoare. Și atunci corpul în anii ăștia s-a schimbat un pic. Și atunci ce făcea? Când vânătoarea era successful, ca să zic așa, da? Atunci mâncau, pentru că n-aveai posibilitatea să-l pui în frigider, n-aveai unde să-l pui și atunci trebuia mâncat ca să fie. Atunci corpul își făcea rezerve pe mai târziu, dar în restul timpului ei tot asta mâncau. Deci nu cred că este nici greșit. Eu, din punctul meu de vedere, țin la masa mea musculară și eu tind să pierd foarte repede masa musculară dacă nu mănânc bine. Da? Și atunci, cum am zis, nu zic că este greșit, nu zic că este bine, dar trebuie avut grijă cât și cum pui ca să nu apară carențele. Da? Pentru că dacă sunt carențe din punct de vedere proteine, vorbim de aminoacizi care sunt esențiali și neesențiali. Da? Sunt și în fructe și în frunze și în legume și așa mai departe și în cereale. Dar probabil întrunite la un loc trebuie să mănânci ca și cantitate mult mai mult decât dacă ai mânca o bucată de carne de mărimea palmei tale și de grosimea palmei tale. Da? Fără degete, fără încheietură, fără asta. Și atunci zic, da, dacă duci o viață vegană, se poate liniștit, nu se moare absolut deloc. Ai și în semințe, ai proteine, ai și... Dar trebuie să fii atent să aduci aportul de vitamine și de nutrienți și de macroelemente pe durata zilei. Și câteodată cu viața pe care o avem noi e puțin greu, știi? Pentru că în magazine găsești tot ceea ce găsești este stropit, este cu tot felul de insecticide, pesticide și așa mai departe. Deci acolo, dacă alegi, atunci alegi să fii într-un loc în care poți să-ți asiguri elementele necesare și poți să îți asiguri un trai decent, știi? Să nu, până la urmă, să nu apară carențele. Exact. E nevoie de foarte multă documentare în așa fel încât să nu ajungi la carențe, mai ales că în anumite zone ești oarecum limitat, să zic, din perspectiva, nu știu, produselor pe care le poți achiziționa, în așa fel încât să ai aportul necesar de proteine, de vitamine și așa mai departe. Dacă tot discutam un pic de modul în care e construit sau, mă rog, a fost construit de-a lungul istoriei organismul nostru, se discută în ultima, și asta e așa un trend, că acum apare un fel de dietă după care dispare. Se discută mult în ultima perioadă despre fasting și să zic, argument în plus pentru fasting este exact ceea ce ai descris tu. Organismul nostru în trecut, deci pe parcursul evoluției, a fost în așa fel încât aveam acces limitat la resurse, drept urmare nu puteai să mănânci cum mănânci acum. De aceea e oarecum recomandat dieta aceasta fasting. Ce părere ai despre ea? Nu o să numim o dietă pentru că nu este clasificată ca și o dietă, dar fasting-ul am început să-l folosesc și eu cu cei cu care lucrez. Am început să-l folosesc și îl folosesc destul de mult. Ce înseamnă fasting? Fasting înseamnă practic post pe românește. Dar nu neapărat pentru că e vinerea mare și postim. Da, se poate face și atunci. Dar asta nu înseamnă că după ce am postit, știi, ajung de la biserică și iau coșul și mănânc tot ce e în coș, pentru că n-am făcut absolut nimic. În perioadele de fasting, tot mâncatul ăsta sănătos rămâne, da? De 5-6 ori pe zi. Da? Mese mici ca să poți să ai tot timpul pe ce să funcționezi. Atunci dacă ai tot timpul pe ce să funcționezi, corpul tău poate să utilizeze caloriile de care nu are nevoie. Dar fasting-ul ăsta este și
funcționează cu succes și pot să spun că am destule exemple concrete, în perioadele de slăbire. Da? Ce se întâmplă? Dacă ai ajuns la o perioadă de 12 ore în care nu ai mâncat, da? Și poți să folosești seara, noaptea, corpul începe să facă, pur și simplu, ca și o, nu știu, o să-i zic minune, pentru că el pur și simplu începe să îi zice autofagie, mănâncă celulele care sunt bătrâne și care sunt moarte și le scoate ca să facă loc pentru celulele tinere. Deci pur și simplu organismul se regenerează. Da? Unu. Numărul doi, accesează celulele de grăsime. Da? Celulele de grăsime care sunt, orice trece de 12 ore, da? Organismul intră în starea asta de da? Și atunci el începe să mănânce grăsimea care a fost stocată, mă rog, ani de zile, că asta nu se n-o pui așa peste noapte. Sistemul imunitar, că vorbeam de sistemul imunitar, și ăsta se întărește odată cu postul. Deci ai deja trei puncte în care poți să zici că da, vreau să fac post. Și încă unul, mesele, după ce vorbim de nutriție la nivel celular, da? În momentul în care l-ai lăsat 12 ore sau mai mult, o să vă zic imediat cum se mai face, la nivel celular, absorpția nutrienților, da, după 12 ore, e ca și cum acum celula se trezește și zice, wow, dăm să mănânc ceva, că... Deci absorpția este mult mai bună. Pe când dacă tu îi dai toată ziua și toate sunt uleioase și tot, el zice, măi, nu mai vreau din asta. Și atunci le pune deoparte și le pune aici, le pune aici, le pune aici. Tot știm pe unde le punem, da? Dar în momentele în care faci fasting, da? Și aici iarăși este un bun, grelina, care este hormonul foamei, nu se mai secretă, pentru că totul pornește de aici. Și atunci dacă încep cu... Se poate începe cu un 12 ore și e recomandat doamnelor și acum nu arătăm cu degetul, dar țin minte de când nevastă mea era însărcinată și o întrebam înainte când îi sărea țandra, ai mâncat? Nu, că n-am ajuns încă. Bun, și atunci devii un grinch, da? Atunci trebuie să o iei ușor, știi? Și după ce mânca era toată miere și toată de o bunătate. De aia m-am și însurat cu ea. Dar ce se întâmplă? Trebuie început cu un 12 ore, da? De la 12 ore socotite în care nu mănânci. Da? Ți-ai făcut treaba pe durata zilei și 12 ore socotești în care nu mănânci. După aia se poate merge mai departe. Poți să faci 8 ore mâncăm, 16 nu mâncăm. Da? Deci în 8 ore ai undeva la două mese principale și una sau două gustări ca să-ți ajungă. Se poate face mai încolo 6 ore mâncăm. Deci vezi, se mărește intervalul în care nu mâncăm. Și atunci cu cât mai mult, cu atâta corpul poate să regenereze mai mult, poate să întărească sistemul imunitar, poate să distrugă celulele de grăsime de care tu nu ai nevoie și așa mai departe. Și se poate ajunge la 4-20, am făcut alaltă ieri cu cineva, și astăzi face una de 24. 24 de ore nu mâncăm. Pentru mulți dintre noi este, wow, cum? Am avut 24 de ore alimente solide sau 24 de ore absolut nimic? Adică nici... Ba, apă, ceai neîndulcit și orice fără zero. Și cafea neagră, să zicem. Dar fără zahăr, fără nimic adăugat, dacă chiar trebuie. Eu am nevoie de o cafea dimineață, așa că nu o să iei cafeaua omului dacă nu poate să funcționeze. Dar 24 de ore fără mâncare solidă, apă, ceai neîndulcit și am plecat la drum. Și poți să mergi cu chestia asta până la, hai să zic, un 36-48 de ore, deci dacă faci, dar nu consecutiv. Nu consecutiv, pentru că este mult. Poți să trăiești fără mâncare, dar dacă ești o persoană care are copii acasă, dacă duci o viață activă și dacă
48 de ore o să fie prea mult. Aș alege ziua de 24 de ore de fasting, aș alege-o într-o duminică în care stau și mă uit la Netflix și nu fac absolut nimic. Dacă și consumul de energie să nu fie prea mare și să pot să fac. Dar da, sunt elemente benefice și este dovedit științific că ajută la tot ceea ce am povestit mai înainte. Înțeleg. Dacă tot discutăm despre, nu știu, cumva discutăm despre numărul de calorii pe care le introducem în organism, e ok să numeri caloriile sau nu e ok să le numeri? E prostie, nu e prostie? Da, numai dacă ești un sportiv de performanță și trebuie să-ți clasifici cumva performanțele, atunci probabil că da. Dar ca și om normal, ca și mine, ca și tine, să stai să numeri calorii devine un pic iritant. O faci pentru o săptămână, o faci pentru două săptămâni, hai să zic o lună dacă o faci, dar mai mult de atâta o să zici, nu, lasă. Pentru că oricum poți să începi cu asta ca să vezi. Se socotește practic metabolismul bazal, este o formulă de calcul prin care poți să o... Practic ce este metabolismul bazal este câte calorii consum în repaus, deci cât nu faci nimic, pentru că, virgulă, consumăm. Și cu cât ești mai mare, cu cât ai mai mulți mușchi, cu atâta consum mai mult. De-aia e musai să facem un pic de activitate fizică. Cu cât ești mai mic, cu cât ești mai... mai fără mușchi, cu atâta consum mai puține calorii. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, știu cât e metabolismul bazal, se socotește factorul activitate și poți afla câte calorii ai nevoie pe durata zilei. Dacă vrei să slăbești, scazi maxim 500 de calorii din totalul ăsta. Dacă vrei să te menții, mănânci la același nivel cu ceea ce ai calculat și așa mai departe. Dar calculul ăsta, eu zic că da, îl poți face dacă vrei pentru propria ta, dar nu o să țină mult și nu o să fie ceva ce o să vrei să faci prea, prea multă vreme. Dar da, se poate dacă se dorește. Nu fac asta cu clienții mei. Cine dorește și cine vrea să știe, sunt tot felul de aplicații acum pe telefon și poți să vezi ce mănânci. Dar asta înseamnă să scanezi eticheta fiecărui aliment pe care îl mănânci, asta înseamnă să pui manual fiecare gram de nu știu ce aliment care l-ai mâncat, asta înseamnă să le cântărești înainte să le pui și asta e, din punctul meu de vedere, e pierdere de timp. Înțeleg. Opinia mea. Ai deschis subiectul un pic cu etichetele și înainte să încheiem și să discutăm despre zahăr și despre plastic, așa, cum citim etichetele în așa fel încât să ne asigurăm că ceea ce luăm este de calitate, dacă asta ne dorim, evident. Da, cea mai mare problemă este cu zahărurile și aici vorbim de zahărul adăugat. Eticheta, ce ar trebui să fii atent la etichetele pe care le citești este, bineînțeles, și sarea. Dar eu zic că una dintre cele mai importante și ca să nu o ținem, să nu o facem complicată, este zahărul. Și scrie, dacă te-ai uitat vreodată pe o... Cred că am făcut asta și împreună. Și dacă te uiți pe etichetă, scrie carbohidrați sau glucide, e același lucru, și îți dă pe 100 de grame sau pe tot pachetul ce ai cumpărat. Da? Și îți dă un număr. Și sub el scrie, de obicei scrie, că practic în 98% din produse sunt zaharuri adăugate. Din care zaharuri? E bine, numărul ăsta din care zaharuri, da? Ăsta reprezintă cât zahăr are. Fiecare 4 grame de zahăr reprezintă o linguriță de zahăr. Dacă stai să le aduni pe finalul zilei, da? O să fie mult, 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 foarte mult, foarte mult zahăr. Și atunci, ce facem? Dacă ai, uite, și o cutie de paste, dar vorbeam cu unul dintre clienții mei și zicea, fiul meu mănâncă de 5 ani, zice, mănâncă aceleași fulgi.
Zic, aduc, te rog, pachetul de fulgi să vedem ce mănâncă el. Nu mai știu ce și nu vreau să dau nume pentru că nu vreau să... Dar sunt fulgi ăștia pentru copii de dimineață, pentru micul dejun. Erau undeva pe 100 de grame, vreo 30 de grame de zaharul. Nu mi-aduc aminte numărul exact, dar era undeva. Intră într-un magazin și du-te la raionul copii. Dacă te uiți și pe iaurturile cu fructe și pe iaurt, și ne plac, sunt bune și gustoase, dar zahărul adăugat este high sky. 30 împărțit la 4, faceți voi matematica. Pe 100 de grame. 100 de grame cât încape? Da, cât este în asta? Acum, eu nu cred că, virgulă, copilul ăla mănâncă 100 de grame. Mănâncă probabil 2 sau 300 de grame. 2 sau 300 de grame, da, ori 30 de grame pe fiecare 100 de grame, asta înseamnă foarte mult zahăr. După aia ne gândim de ce nu, atenția nu mai este aceeași la școală. De ce se îngrașă? De ce? Aici vorbim de copii, practic băieței cu sâni, ca să nu le zic țițe. Da? La vârsta de 5, 6, 7 ani. Și atunci zic părinții, dar păi nu mănâncă numai o dată pe zi. Păi da, dar ce-i dai de mâncare? Și atunci toată mâncare, că lui nu-i plac numai astea, săracul, lor să mănânce, că nu, asta este greșit, stop. Dă-i un fruct, dă-i o legumă, dă-i orice altceva de dimineață. Fă, schimbă un pic, pentru că ei sunt cei care vor suferi pe viitor. Și atunci e super, super, super important să citim cât zahăr este, pentru că este păcăleală. Fratele meu, știi tu cum e în familie, când e cel mai mare, e ăla mai deștept. Eu sunt la mai mic. Nu, bă, că eu beau numai suc, 100% la natural. Bun, 100% natural. Hai să luăm 5 portocale și să stoarcem 5 portocale. Poți să mănânci 5 portocale? Probabil că nu. Mănânci una, mănânci două, dacă e, dar 5 nu o să mănânci. Dar din 5 portocale ți iese un 200 de mililitri de suc. Poți să-l bei pe tot? Da. Exact. Cât zahăr e concentrat în sucul ăsta versus portocale. Deci, și în plus că aici nu ai fibre, nu ai alte elemente, da? Dacă le mănânci în stadiul natural, ai și beneficiul că, virgulă, culegi fibre și digestia și așa mai departe se schimbă. Deci, ne uităm la câte zaharuri conține în special. De aici încolo sunt tot felul de grăsimi și așa mai departe. Dar asta cred că este punctul cel mai important când citim o etichetă de produs. Și oarecum indirect ai răspuns, cred că, la o altă întrebare pe care vreau să o adresez vis-a-vis de cât de sănătoase sunt fructele. Ascultam un podcast al unui nutriționist din America și... N-am apucat să ajung până la punctul acesta, dar zicea că fructele nu sunt atât de sănătoase. Probabil ăsta este argumentul pentru care, de fapt, depinde forma sub care o mâncăm sau... pentru că dacă mâncăm fructul ca atare și dacă mâncăm o anumită cantitate, normal că este sănătos. Dar de la un anumit punct încolo poți să introduci prea multe zaharuri în organism, ceea ce deja nu mai este atât de ok. Da, aici am două variante de răspuns. Prima, când ai văzut ultima dată un vierme în mărul pe care îl cumperi de la supermarket? Da, ai dreptate. Da, uite, la asta nu mă gândesc. Nici viermele nu mai stă în merele alea. De ce? Pentru că stropite. Da? Asta e unul. Doi, hai să luăm mărul din grădina cea mai nestropită, din mediul cel mai curat, din... Da, soare, apă și tot ce vrei. Da? Mănânci un măr, îl iei din copac, e nestropit. E bun, îți iei vitaminele și așa mai departe. Ei bine, din același copac, da, iei și pui o găleată de mere și le mănânci pe toate. Odată. Evident o să fie mult. Da? Mult zahăr, mult și cu fructele și cu legumele. Poți să overdo it. Deci poți să sar calul, că îmi place expresia asta, și poți să aduci prea mult. Să zic că îți pui un bol de fructe seara înainte de culcare, da? Mănânc sănătos. N-are nicio treabă, pentru că fructoza asta tot o să se depoziteze ca și grăsime, pentru că, virgulă, organismul nu are ce să facă cu ea. Și atunci, în momentul în care tu pui prea mult, el trebuie să te ajute cumva. Și atunci depozitează sub formă de, dar tu mănânci sănătos. Deci,
sunt sănătoase, dar ai grijă de unde le iei, faptul că le speli cu detergent sau că le tai coaja nu te ajută cu absolut nimic, pentru că dacă deja e stropit, intră înăuntru. Deci nu vă bateți capul cu chestia asta, dar încearcă să iei din piață, încearcă să iei dintr-o sursă, încă România se poate, să iei de la o sursă care probabil mai are și un vierme din când în când. Și să nu ne supărăm pe treaba asta, adică ar trebui să fie un motiv de bucurie, adică dacă mai găsim din nu știu câte fructe unul care e cu vierme. Da. Dar din păcate eu n-am mai văzut unul de mult. Dacă stau bine să mă gândesc, nici eu. Exact. Bun, înainte să terminăm, mai am eu așa o curiozitate. Acum de probiotici am tot auzit, pentru că sunt foarte multe reclame, iaurturi și așa mai departe. Ce sunt postbioticele? Uite, am auzit și termenul acesta și nu știu ce este. Prebiotice și probiotice sau? Post, adică ceva care după ce ai mâncat îți asigură ție digestia, presupun eu, nu știu. Sincer, și nu o să stau să inventez acum un răspuns, pentru postbioticele astea nu sunt în temă cu ele, dar e o diferență, sunt prebiotice și probiotice, despre care pot să spun. Probioticele sunt extrase și sunt create în laborator, sunt din flora intestinală a unui uman. Și atunci le pun sub formă de capsule și tu le iei ca și supliment. Prebioticele sunt, în schimb, alimentele care, practic, te ajută să creezi bifidum, bacteria, și care este bacteria, happy bacteria din intestinele noastre. Și atunci, alimente ca și iaurtul, ca și tot ce-i frunză verde, din nou la verde mă refer, poate să ne dea o mână de ajutor în mărirea numărului de bacterii sănătoase din intestinul nostru. Dar, sincer, postbacteria probabil ajută, pentru că astea ce fac? Ajută, practic, tractul intestinal și flora intestinală să elimine sau să rețină ceea ce ne trebuie nouă. Bun. Lămuritor. Și am atins destul de multe subiecte astăzi. Un lucru foarte important pe care aș vrea să îl rețineți, practic, un lucru pe care pe mine Radu m-a învățat, ai nevoie de 20 și câte de zile ca să îți creezi un obicei, nu? 21 de zile ca să creezi noi obiceiuri. Fie că te duci că te apuci de un program de sport, fie că te apuci de un nou program alimentar. Nu o să le zicem diete, pentru că dietele se termină în 2 săptămâni și pui înapoi tot ce ai. Este vorba de un stil de viață și atunci corpul creează în 21 de zile aproximativ, la unii mai repede, la unii mai puțin, noi obiceiuri. Și cu cât le creezi mai repede, sunt cei care îmi spun: Radu, mie să nu-mi dai de mâncare dimineața, că eu n-am mâncat niciodată nu o să mănânc. Și după 2 săptămâni îmi zice: nici nu știu cum am trăit până acum fără micul dejun. Bun. Deci, puterea celor 21 de zile. Da, 21, după aia încă 21 de zile ca să le implementeze și apoi după aia îți rămân practic întipărite. Dar e exact ca și orice altceva. Cu cât lucrezi mai mult, da, e greu și să zic că ai avut o pauză destul de mare de făcut sport, da? O să fie greu la început, o să se acumuleze acid lactic, o să doară picioare, mâini, spate, o să-ți vină să umbli în 4 labe. Dar corpul se obișnuiește și atunci cu cât faci mai mult, în 21 de zile nu o să mai doară așa tare, plus că vorbind iarăși de nivelul de serotonină ridică, poți să trăiești o viață mult, mult, mult mai bună, de mai bună calitate făcând ceva decât dacă stai în fund la televizor sau cu telefonul, că asta facem în ultima vreme toți. Din
Am menționat la modul intenționat cele 21 de zile, pentru că oarecum noi când ne-am cunoscut programul tău, sau mă rog, planul pe care noi îl aveam de la bun început a fost acela de a trece cu bine peste cele 21 de zile, așa că cei care sunt interesați, cei care vor să învețe mai mult despre ce înseamnă alimentație corectă, despre un stil de viață sănătos, despre obiceiuri sănătoase pe care le pot învăța de la tine, te găsesc unde anume și cum pot lua legătura cu tine? Ori pe Facebook, Radu Bura, ori pe... Mi-am făcut un site anul ăsta, pandemie, am avut destul timp să vin cu ceva nou, www.nutriflex.eu de la Europa. Se pot lua informații de acolo, mesajul vine direct în căsuța mea poștală. Dacă cine vrea, facem inițial o consultație gratuită să văd ce și cum îl sau o pot ajuta și hotărâm împreună dacă mergem pe același drum sau dacă se potrivește sau dacă nu. Deci nu nimeni obligat să schimbe, doar cei care vor, pentru că Dacă nu vine puțin efort din partea celui cu care lucrez sau celei cu care lucrez, o să-mi fie greu și mie și atunci rezultatele o să întârzie puțin. Deci dacă ne apucăm de treaba asta, e musai să fie efort bilateral. Eu singur nu pot să, nici să mănânc pentru nimeni, nici să fac două genoflexiuni în plus pentru altcineva. Mulțumesc mult, Radu, pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit azi cu noi și eu mulțumesc că ne-am văzut, că nu ne-am văzut, nu ne văzuserăm de mult și asta e o ocazie bună să salut acasă pe toată lumea. O să revenim într-o zi acasă și mai stăm de povești. Dar până una alta, online-ul cred că ne-a învățat că se poate face orice online, orice. Tot ce v-am povestit acum, fac online, fie antrenamentele, fie consultațiile de nutriție și toată guidance-ul ăsta pe care îl fac. 3 săptămâni, practic, ce fac? Ne scriem, precum tu bine știi, în fiecare zi. Probabil o să îmi scrieți mai mult decât iubitului sau iubitei. O să mă intereseze cum, ce și când ai mâncat, ca să știu cum să te ajut și cum să corectăm.